Salutare tuturor, numele meu e Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vorbim despre o metodă de a face bani pe internet folosind videoclipuri gratis de pe YouTube, pe care tu poți să le descarci, să le reîncarci pe canalul tău sau pe un sau pe pagina ta de Facebook și cu uh, Google Docs, da? Este o chestie numită Google Docs, pe care unde poți să faci documente, da? Astea o să, asta o să ne trebuiască mai târziu. O să vă arăt ce o să facem cu chestia asta. Bun ca să facem bani cu videoclipuri gratis de pe YouTube. Trebuie să căutăm o nișă în care vrem să postăm videoclipuri, Da, trebuie să găsim nișa noastră. Eu sugerez să faceți cu videoclipuri despre slăbit sau cu videoclipuri. Despre rețete, adică gătit, cooking, chestii din astea Da, deci o să scriem o rețetă de, nu știu, o prăjitură cu ciocolată Habar n-am, ia să vedem uh, Cake, o să pun cake uh, Ia să vedem dacă Bun, dau aici prăjitură de ciocolată, da, rețetă, da După ce am scris ce vrem noi să să postăm pe canalul nostru, o să dau aici la filtre și o să apăs butonul ăsta, da, Creative Commons, care înseamnă că sunt gratis videoclipurile, sunt gratis, tu poți să faci ce vrei cu ele, poți să le monetizezi, poți să le încarci unde vrei tu, uh, nimeni nu poate să spună nimic, nimeni nu poate să ți dea copyright strike pentru că videoclipurile astea sunt gratis. Da, poți să le folosești cum vrei tu. Bun, avem aici o un un videoclip, da? Um, la fel văd aici o, o, un videoclip cu o prăjitură foarte, foarte, foarte mișto. O să dau click pe ea. Bun, ia să vedem ce zice prăjitura asta. A, pe mine nu mă interesează, pe mine mă interesează dacă are în, în descriere rețeta și nouă are bun o să caut alta uh, Pentru că nu vreau să stau tot videoclipul și să văd ce ingrediente folosește ea Poți să faci asta dacă vrei, poți să stai și să vezi ce ingrediente folosește ea Pentru că ea o să spună, dar nu o să stau să mă uit la tot videoclipul ăsta uh, Ea o să spună ingredientele în videoclip da, și tu poți să le notezi în documentul ăsta O să caut un, un videoclip care are, uh, prăjitur, are rețeta în, uh, în descriere Bun, ia să vedem asta. Bun, ia uitați, are ingrediente aici. Ce, vrem să, ce, ce, o să facem noi cu chestia asta? Păi o să copiem astea. Da, să dau pauză. O să copiem asta. Bum. Și o să le copiem aici. Gata. Cam atât. După, voi o să descărcați videoclipul ăsta. Și o să îl încărcați pe canalul vostru. Da? În descriere, voi o să puneți... Da, să salvez asta, ingredients. Uh, și o să copiem linkul ăsta, da? După ce am salvat chestia asta, o să copiez linkul ăsta și o să mergem pe un website care ne plătește să aducem, să aducem oameni, să distribuim linkul, da? Intră aici, bum, și dai aici la, după ce îți faci cont, dai aici la new link, da? După o să puneți linkul vostru la aici îl copiați aici, copiați linkul ăsta aici și dați shorten, adică micșorează. Bam. Și l-am micșorat, da? L-am micșorat, copiem linkul ăsta. A, nu ne mai trebuie Google Docs. După ce voi descărcați videoclipul ăsta, da? să zicem că l-ați l-ați descărcat, o să vă duceți aici la upload video, o să vă faceți un canal de YouTube în nișa în care sunteți, puteți face în orice nișă vreți voi, dar eu vă sugerez să faceți în nișa asta de a pierde kilograme și um, rețete. Da? După ce ați descărcat videoclipul, îl încărcați. O să aleg videoclipul ăsta, e un, un, un test de-al meu. Da? O să punem un, un titlu. Uh, Poți să, să folosești un titlu, un titlu asemănător cu ăsta. Pe mine mă interesează pe mine, mă pe interesează descrierea, da? Nu mă interesează titlul, adică titlul poți să-l pui tu ce titlu vrei tu, pe mine mă interesează mai mult descrierea. bun. O să pun aici, o să pun linkul mai întâi și după o să copiez asta, da? Bom. După ce am copiat asta, pun și asta aici. Uite așa și las linkul aici cu asta care spune ingrediente și spun despre ce este, despre ce este videoclipul, da? Pot să folosesc același, aceleași aceleași taguri. O să, o să mă gândesc la un titlu care să atragă lumea, da? Să nu fie chiar, nu să nu copiez Link, să nu copiez titlul ăsta pentru că atunci când cineva o să, o să caute asta, o să, ia, o să apară videoclipul ăsta pentru că are mai, multe, are mai multe vizualizări decât videoclipul nostru. O să pun un alt titlu, dar același thumbnail o să pun un alt titlu care să fie mai atrăgător decât ăsta. După ce am făcut asta, încarc videoclipul, îl pun pe, pe public și aștept aștept vizualizări, pot să fac, pot să încarc o mie de videoclipuri, atât atâta timp cât sunt gratis, nimeni nu mă oprește, da? Și în toate aceste o de videoclipuri, eu o să pun uh, un link pe care eu l-am uh, l-am micșorat pe website-ul ăsta. Și uh, cam asta, asta poate să fie foarte pasiv, adică poți să faci bani foarte pasiv din metoda asta, pentru că o să vorbim imediat cum funcționează acest website. De ce puneți voi linkul aici, dar voi o să puneți ingrediente atunci când cineva se uită la videoclipul vostru și vede prăjitura asta și uh, vor și ei să afle ingredientele și ca să poată să prepare acea prăjitură, ei o să intre pe linkul tău, da? O să intre pe linkul tău, iar atunci când ei o să intre pe linkul ăsta ca să acceseze documentul tău, ei o să vadă o reclamă. Atunci când ei o să vadă o reclamă, acest website face niște bănuți pe care din, din, acei bănuți o să-ți dea și ție o, un comision. O să vedeți imediat, nu știu exact dacă spune pe aici cât, cât, plătește în România. Deci cam așa funcționează. Dacă eu mă duc acum pe linkul ăsta, eu o să văd o reclamă, iar acest website o să facă bani foarte ușor, foarte simplu, scurt și la subiect. O să vedem acum, pentru că vreau să mă uit cam câți, câți banii bani plătește la noi, voi ați înțeles cum funcționează metoda, nu? Descarci videoclipuri, da, în nișa în care ai ales-o, le încarci pe canalul tău de YouTube, pui o descriere interesantă, pui un titlu atrăgător, după care uh, pui un link care duce la, în cazul meu, duce la ingredientele pe care uh, s-au folosit la prepararea acestei prăjituri iar lumea, dacă vrea să afle cum să prepare această prăjitură, o să, intre, o să fie nevoită să intre pe linkul meu să afle ingredientele. Iar atunci când cineva intre pe linkul ăsta, eu fac bani. Bun. Voi mai primiți 20% atunci când un prieten de-al vostru își face cont cu linkul vostru. Câștigați 20% din câștigurile lor. Da? Adică dacă o persoană face cea... dacă voi, nu știu, mai atrageți o persoană să facă aceeași chestie și ei ajung să facă bani din acest website, tu o să faci 20% din câștigurile lor pe viață, adică de câte ori ei au făcut un bănuț, tu faci 20% din banilor. Bun. Minimum payout este de 3 dolari, da? Îți trebuie doar 3 dolari ca să poți să fii plătit, ca să retragi, uh, poți să primești, poți să retragi prin PayPal. Um, o să vedem acum cam câți bani plătește în diferite țări, pentru că plătește diferit în fiecare țară. După cum vedeți, în Greenland plătește cel mai mult, plătește pe 1000 de vizualizări, plătește 20 de dolari. În Iceland plătește 13, în statele, în Regatul Unit plătește 7, în Statele Unite plătește 7, noi o să mergem tocmai aici jos pentru că noi suntem aici, da? Dacă nu ne vedem țara aici, înseamnă că noi suntem um, all countries aici, da? La noi plătește 3 dolari și 20 de cenți pe mie de vizualizare. Deci să zicem că eu am, nu știu, am o mie de videoclipuri, da? Și acele o mie de videoclipuri fac o vizualizare pe zi, da? Și acea vizualizare, acea persoană care se uită la videoclip, Dă click și pe linkul ăsta, da? eu pot să fac 3 dolari în fiecare zi, bineînțeles că dacă ai 1000 de uh, videoclipuri o să ai mult mai multe vizualizări decât uh, um, 1000, dar uh, să zice că din aia um, 1000 um, dau click pe link, da? iar uh, eu fac 3 dolari pe zi, e foarte foarte bine, 90 de dolari pe uh, lună fără să faci nimic. Tu pur și simplu poți să, nu știu, poți să te ocupi de un canal de YouTube, uh, nu știu, într o lună poți să uh, uh, încarci 1000 de videoclipuri și tu poți să faci bani de pe acele videoclipuri pentru tot restul vieții. Uh, și poți să faci asta, poți să faci un canal despre rețete de prăjituri sau rețete de uh, mâncare, poți să faci un canal despre uh, cum să slăbești, poți să faci un canal despre tutoriale de. Um, pentru jocuri, o să găsiți foarte multe uh, videoclipuri tutoriale gratis care poți să le încarci pe canalul tău și să nu. care sunt gratis, adică poți să le refolosești cum vrei tu, poți să creezi o pagină pe Facebook unde poți să faci aceeași chestie sunt foarte multe metode de a distribui acest link și tu poți să faci bani de pe, de pe acest website. Website-ul ăsta este unul dintre website-urile care plătesc cel mai mult pentru chestia asta, da? adică mai sunt website-uri care plătesc pentru micșorarea linkurilor, dar nu plătesc așa bine. Ăsta plătește cel mai bine, Website-ul se numește shrinkearn.com, cred că se vede aici, aveți, aveți aici sus, da, se numește shrinkearn.com, foarte simplu de folosit. Eu sper, că, eu sper că, ați înțeles, ce cum am explicat eu aici, dacă nu ați înțeles, lăsați un comentariu, da, lăsați un, un comentariu cu ce întrebări aveți iar Salutare, eu, o să vă în răspund, eu o să vă răspund la toți. Um, uneori nu răspund la comentarii pentru că nu nu mi apar. Da, Deci eu am probleme cu comentariile, îmi apar pe telefon, dar nu mi apar pe PC și uneori nu răspund la unele comentarii. Cam asta a fost cu acest videoclip, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uita să lăsați un like, poate vă și abonați la canal pentru că o să fac mai multe videoclipuri de genul ăsta. Um, dacă aveți întrebări cum am spus lăsați un comentariu iar eu o să vă răspund. Um, aveți grijă. Pa pa.